Am bucuria să vă salut în această dimineață de sabat cu pacea Domnului. Ne bucurăm pentru că suntem din nou împreună și avem ocazia să ne închinăm Dumnezeului nostru. Psalmul 96 spune: Cântați Domnului o cântare nouă, cântați Domnului toți locuitorii pământului. Cântați Domnului, binecuvântați numele Lui, vestiți din zi în zi mântuirea Lui. Povestiți printre neamuri slava Lui, printre toate popoarele minunile Lui, căci Domnul este mare și foarte vrednic de laudă. Ne alăturăm și noi psalmistului și mulțumim Lui Dumnezeu pentru că a mai trecut încă o săptămână. Ne-am bucurat de binecuvântări, ne-am bucurat de ocrotirea Lui Dumnezeu văzută, manifestată în mod evident în viețile noastre. Și astăzi suntem din nou la biserică. Aș vrea să împărtășesc cu dumneavoastră pentru început un gând din cartea Calea către Hristos, un gând recomandat de fratele pastor în buletinul bisericii din Loma Linda. Când ne adunăm în mod obișnuit, apare această rubrică a gândului pastoral. În situația în care suntem, ne folosim de anunțurile, pentru că anunțurile din dimineața de sabat, pentru ca să împărtășim cu dumneavoastră acest gând. Ellen White spune: Voi care simțiți în inimile voastre dorința după ceva mai bun decât poate oferi lumea păcatului, recunoașteți această dorință a sufletului vostru ca fiind vocea lui Dumnezeu. Cereți de la El să vă dea pocăința, rugați-L să vă descopere pe Domnul Hristos în nemărginta Lui dragoste și desăvârșită curăție. În viața Domnului Hristos, principiile legii lui Dumnezeu, iubirea față de Dumnezeu și oameni au fost în mod desăvârșit exemplificate. Bunătatea, iubirea neegoistă, constituia viața sa. Numai când privim la El și când lumina feței Mântuitorului nostru se revarsă asupra noastră, numai atunci ajungem să vedem păcătoșenia inimilor noastre. Am câteva anunțuri în această dimineață. Unele din ele sunt pentru biserica din Loma Linda în mod special. Nu avem zile de naștere de sărbătorit încă, cele care urmează vor fi menționate săptămâna viitoare. Ne rugăm în continuare pentru cei care sunt bolnavi, pentru cei care suferă într-un fel sau altul și pentru cei care și-au exprimat dorința aceasta și pentru cei care nu și-au exprimat-o și, sau poate chiar nici nu o cunosc. Pentru toți aceștia să continuăm să ne rugăm. Un anunț pentru Biserica din Loma Linda în legătură cu redeschiderea bisericii. După cum știți, Guvernul Statului California a dat permisiune să redeschidă bisericile. În legătură cu aceasta, conferința a emis anumite îndrumări de care am luat cunoștință săptămâna trecută și pe care am început să le implementăm. Sunt 4 cerințe mari în legătură cu redeschiderea bisericii, deci se cere să se respecte igiena și am aici pe imagine exact cuvintele transmisă de conferință, se cere un protocol de dezinfecție, inclusiv planuri pentru curățirea bisericii între serviciile divine, dacă se țin servicii divine multiple în aceeași zi. Se cere să se ofere hand sanitizer pentru membrii bisericii, pentru cei care participă la serviciul divin, se cere închiderea bucătăriilor. De asemenea, există un screening requirement. Cei care vin la biserică trebuie întrebați dacă au simptome, cei care recunosc că au avut simptome vor fi împiedicați de a participa la serviciile divine. De asemenea, se cere ca participanții la serviciile divine, inclusiv cei de pe platformă, cei care participă la serviciul divin în mod activ, pastorul, cei care cântă, cei care se roagă și așa mai departe, să poartă măști de protecție.
Biserica, de asemenea, trebuie să ofere măști pentru cei care nu au sau le-au uitat. De asemenea, și aici s-ar părea că e problema cea mai spinoasă, măcar pentru bisericile mici, cum este biserica noastră, se cere să se mențină distanța între persoane. Membrii unei familii pot sta împreună, însă persoane care nu sunt rude, li se cere să stea la distanța de 6 picioare, de aproximativ 1,80 m. Lucrul acesta prezintă probleme pentru noi, pentru că sanctuarul este destul de mic și dacă stăm toți la 2 metri unul de celălalt, vă închipuiți că nu vom putea umple sanctuarul. Dacă vă aduceți aminte programele de Crăciun, de Paște și așa mai departe, biserica este arhiplină. Nu cred că vom reveni la situația aceasta în curând. Vom putea acomoda probabil, nu știu, 20, 25, 30 de persoane odată în sanctuar. În afara cazului în care avem grupuri de familii, 4-5 membri într-o familie și avem 10 familii, să zicem. Vom încerca să deschidem, de asemenea, sala alăturată, sala în care se adună tinerii pentru școala de sabat, sala în care facem înregistrări, sala studioului, sala în care repetă corul sâmbăta. În sala aceea, după cum știți, de câteva săptămâni se lucrează la renovarea studioului. Suntem destul de aproape de terminare, mai avem ceva de lucru și probabil că săptămâna viitoare vom face un efort deosebit ca să pregătim sala pentru darea ei în folosință. Toate lucrurile acestea sper că evidențiază faptul că sunt ceva piedici în calea deschiderii bisericii. Nu este un lucru ușor, sunt de făcut anumite planuri, conferința recomandă cumpărarea anumitor lucruri pe care noi le-am comandat deja și dacă am înțeles bine de la fratele trezorier, au sosit chiar astăzi, măcar unele din ele. Deci lucrul este puțin mai complicat, de închise ușor, pur și simplu închizi ușile, pui lacătul și spui că s-a închis biserica, de deschis, în condițiile acestea, e puțin mai greu. Vrem să solicităm și părerea membrilor bisericii și de aceea diaconii de grupă vor lua legătura în săptămâna care urmează cu membrii grupei dumnealor și vor solicita părerile membrilor bisericii. Vom vedea dacă putem deschide în curând sau este de preferat, este mai înțelept, cum vreți să ziceți, să mai așteptăm puțin. Încă un lucru pe care nu l-am menționat și mi se pare important, se recomandă ca membrii și vizitatorii în vârstă de peste 65 de ani să urmărească serviciile divine prin metode digitale, adică de la distanță. Bineînțeles, aceasta nu este o lege, dar e o recomandare făcută în termeni, din câte am înțeles, destul de puternici. E un sfat care ar trebui urmat, se crede. Deci, ca să sumarizez acest anunț destul de lung, ne pregătim de redeschiderea bisericii. Facem tot ce se poate ca să deschidem cât mai curând, mai avem ceva de lucru și ne vom strădui să terminăm acest lucru. Vom cere de asemenea părerea membrilor bisericii în săptămâna care urmează să vedem ce simte biserica. Dacă aveți întrebări suplimentare sau obiecțiuni sau idei sau sugestii, vă rugăm să vă adresați fie fratelui pastor, fie unuia dintre prezbiteri, fie diaconului de grupă cu care lucrați. Oricine dintre aceștia vă stă la dispoziție pentru ca să discutați ideile dumneavoastră.
Vă mulțumesc pentru atenție și pentru răbdare în această dimineață. Va urma rugăciunea la deschiderea serviciului divin, apoi un punct special muzical și predica din această dimineață fratele Valentin Dăneață. Un scurt cuvânt despre programul de după amiază. Fratele Marius Munteanu, prieten și membru onorific al Bisericii din Loma Linda, va avea cuvântul la ora 6 după amiază, ora Californiei. Vă mulțumesc pentru atenție, îl voi invita pe fratele Eugen Tutunaru să se roage pentru serviciul divin din această dimineață. Luăm aminte la rugăciune. Tatăl nostru care locuiești în ceruri, în numele Domnului Hristos, venim înaintea ta să-ți mulțumim pentru această zi. Te rugăm să ne binecuvintezi acum și te rugăm să ne ajuți să primim în inimile noastre cuvântul tău. Te rugăm să binecuvintezi pe cel care va prezenta cuvântul și trimite tot Duhul tău cel Sfânt ca să ne descopere cuvântul tău. Prin Domnul Iisus te-am rugat, te lăudăm. Amin.
Pacea Domnului să fie peste dumneavoastră, Domnul Iisus Hristos să fie în casele dumneavoastră prin Duhul Său cel Sfânt. Multe salutări de la locul de unde obișnuiam să ne întâlnim, locul drag sufletului nostru și a inimii noastre. Să facă cerul ca în momentul acesta, cuvintele puține care le vom auzi, să ne aducă în imaginația noastră exact acolo unde ne place să fim. Aici, în biserică, alături de Cuvântul lui Dumnezeu și alături de Domnul nostru Iisus Hristos. Sunt vremuri deosebite, sunt vremuri binecuvântate, sunt vremuri în care Dumnezeu vrea să ne ajungă și să ne atingă sufletele prin Cuvântul Său. Câtă vreme Cuvântul ne va putea vorbi, avem motive să ne simțim binecuvântați și fericiți. Bun venit tuturor! Celor care ne urmăresc de la distanță, le dorim același lucru. Har, pace, de la Domnul Iisus Hristos, de la Tatăl nostru și prezența Duhului Sfânt în inimile dumneavoastră. În ultimele noastre întâlniri ne-am concentrat asupra ideii de sabat. Sabatul ca desfătare, sabatul ca odihnă, și pentru că odihna este atât de importantă pentru Dumnezeu, odihna devine și semn. Dați-mi voie să continui această idee de sabat, de data aceasta prin prezența lui Dumnezeu în viața și în ființa noastră. Astfel încât să putem să justificăm foarte serios în noi, în închinarea noastră, ideea că Dumnezeu ne-a însemnat prin închinare, printr-o închinare corectă, dreaptă, care să amintească atât de creațiune, cât și de răscumpărare în același timp, o închinare care să înglobeze întregul simbol al mântuirii în viața noastră. Vă invit să deschidem cuvântul lui Dumnezeu în textul acela frumos din Apocalipsa 1:10. În ziua Domnului eram în Duhul. Aș vrea să trec imediat la aplicare. Ce înseamnă că în ziua Domnului, adică în sabat, eram în Duhul Sfânt? Înseamnă în primul rând că atâta vreme cât Dumnezeu va hotărî să serbeze sabatul împreună cu noi, tot atâta vreme Duhul Sfânt va fi cu noi, Dumnezeu va fi cu noi în viața noastră. Iar dacă sabatul este conceput și înțeles de noi ca semn, ca pecete, înseamnă că oamenii pecetluiți vor păstra cu ei pecetea, cât și conținutul peceții. Adică, oameni pecetluiți vor fi întotdeauna în ziua Domnului în Duhul Sfânt. Voi vorbi despre prezența Duhului Sfânt în viața mea și în viața ta acum, în timp de har, în timp de pace, în timp de probă. Cu alte cuvinte, acum suntem în momentul în care noi ne dăm examenul nostru arătând de partea cui vrem să fim. Vrem să fim de partea lui Dumnezeu? Sau încă mai oscilăm? Și în perioada aceasta, prezența lui Dumnezeu în viața mea și în viața ta este extrem de importantă. Pentru că prezența lui Dumnezeu ori mă va face să-mi fie drag de Dumnezeu și în felul acesta mă va uni și mă va strânge cu El pentru totdeauna, ori prezența lui Dumnezeu în viața mea va produce un fel de respingere, sfințenia lui Dumnezeu. Nu se va împăca cu mofturile mele, nu se va împăca cu poftele mele, cu patimile și pasiunile mele firești.
Și atunci, între firea mea veche și între Dumnezeu, se va instala o tensiune atât de puternică, încât ne vom despărți. Până la urmă, din cauza aceasta, în timpul de probă pe care îl trăiesc acum, viața mea, din păcate, din nefericire, este extrem de fluctuantă. Odată sunt cu Dumnezeu și stau cu Dumnezeu 5 minute, 10 minute, 20 de minute, până când nu mai pot. Și când nu mai pot, plec dincolo și mă trezesc singur, cu firea mea veche, în partea cealaltă, acolo unde se găsește terenul ispitei și al căderii. Și așa viața mea de foarte multe ori alternează între Dumnezeu, lume, demon, satan, păcat, etc. Ei bine, această alternare trebuie să se termine cumva, trebuie să se finalizeze, trebuie să se concretizeze. Și pentru ca să aibă loc această finalizare, Dumnezeu ne-a dat sabatul, care este o zi în care Dumnezeu se pune la dispoziția noastră și vrea ca în ziua asta eu să experimentez această fantastică provocare. În ziua Domnului eram în Duhul. Și eu să experimentez pe concret, în cadrul unui sabat, îmi place cu Dumnezeu sau nu îmi place cu Dumnezeu? Accept veșnicia sau resping veșnicia? Ăsta este rolul sabatului. De prea multe ori până acum am descris sabatul în termenii firești. Dar dacă sabatul rămâne la nivel firesc, adică nu lucrez, merg la biserică, ascult sau nu ascult, îmi place sau nu place, dar eu sunt acolo la biserică, îmi realizez pontajul, pe urmă vin acasă, am o masă bună pe care am pregătit-o toată săptămâna cu prietenii, cu frații mei, după aceea un somn bun, eventual dacă vreau și dacă mai pot, mai studiez ceva după amiază, mai vin la biserică sau nu, asta este o altă problemă. Dar dacă sabatul este doar atât, sabatul n-are nicio șansă să devină semn pentru mine și pentru tine. Sabatul trebuie neapărat să se umple de încărcătura pe care o găsim aici, în Apocalipsa 1:10, și anume, în ziua Domnului eram în Duhul. Ți-aduce aminte? Uită-te puțin ce s-a întâmplat astăzi cu tine în sabatul acesta. Te-a atins vreun pic Duhul Sfânt? Te-ai simțit că, sau ai simțit că mâna Domnului apăsa asupra ta? Ai simțit cumva că atmosfera din jurul tău dintr-o dată începe să aibă o altă compoziție? Adică nu mai ești singur, nu mai ești tu cu impulsurile tale, cu gândurile tale, ci dintr-o dată ai intrat într-o atmosferă în care Duhul Sfânt schimbă tot. E stăpân, stă de vorbă cu tine, își pune amprenta pe ființa ta. S-a întâmplat asta? Dragii mei, există un indicator al prezenței Duhului Sfânt care este Cuvântul lui Dumnezeu și ascultarea. Noi trebuie să ascultăm de Cuvântul lui Dumnezeu ca Duhul Sfânt să poată să își manifeste prezența în viața noastră. Asta este punctul 1. Însă să nu uitați că Duhul Sfânt are și o componentă emoțională, interioară. Se numește roada Duhului. Și când vorbim de roada Duhului, vorbim despre dragoste, bucurie, pace, îndelungă răbdare. Cu alte cuvinte, dacă vreau să știu cum e cu Duhul Sfânt, vreau să te întreb, ți s-a umplut sufletul de dragoste, bucurie și pace? Ai simțit lumina asta coborând în viața ta? Ai simțit așa că atmosfera din tine are aceste componente și că oamenii care sunt lângă tine le văd, le simt, se bucură? Asta este una dintre marile probleme ale noastre.
Prezența Duhului Sfânt este o minune care se întâmplă în viața mea datorită faptului că Dumnezeu a hotărât să fie cu mine, să-mi schimbe felul meu de a fi și de asemenea să-i schimbe și pe cei de lângă mine. Aceasta este minunea prezenței sale în viața mea și în biserica lui Dumnezeu. Vă dați seama ce înseamnă ca să se adune mai multe persoane de felul acesta, adică duhovnicești, să se adune la oaltă și astfel să formeze biserica lui Iisus Hristos? Dumnezeu spune că și dacă ar fi doi sau trei la oaltă, lumea aceasta s-ar zgudui. Dar dacă sunt 12, cum au fost apostolii, cuvântul spune, au umplut lumea cu învățătura lor. Dar dacă ar fi 160, cât sunt membrii de la 160-170, cât sunt membrii de la Biserica Loma Linda, cum ar fi? Noi trăim promisiunea unei minuni și de asemenea trăim și frustrarea faptului că uneori ne mișcăm ca ușa în balamalele ei atunci când venim și mergem la biserică și că observăm că nu se întâmplă minunea. Foarte mulți dintre noi așteptăm tulburarea apelor, așteptăm minunea să se întâmple și observați, cuvântul lui Dumnezeu spune că pentru unii se întâmplă. Unii vin la biserică, stau în fața cuvântului și pleacă de acolo vindecați. Vindecați. Alții vin și nu simt nimic. Viața lor nu se schimbă de niciun fel, de nicio culoare. Nu se produce nicio minune, nicio vindecare. Minunile Domnului Iisus Hristos sunt edificatoare în ceea ce privește lucrul acesta. În același timp sunt extraordinar de cercetătoare. Adică, la un moment dat, ucenicii îl întreabă pe Domnul Iisus Hristos, noi toți ne atingem de tine. De ce spui că s-a atins doar unul de mine? Că noi toți ne atingem de tine. Vă aduceți aminte? Minunea vindecării femeii cu scurgere de sânge. Și aici este paradoxul, că ucenicii spun că toți suntem în jurul tău, toți ne atingem și Mântuitorul spune, nu, unul s-a atins de mine. Diferența între realitatea percepută de noi, care este o atingere goală, și realitatea percepută de Domnul Iisus Hristos care face referire la o atingere prin care s-a transmis o putere. Deci o putere s-a dus din mine. Și Mântuitorul nu numără celelalte atingeri, cele care doar ating și sunt goale. Nu, Mântuitorul numără atingerile care împărtășesc puterea lui Dumnezeu. Acele rămâneri în care în ziua Domnului eram în Duhul. Nu vom putea înțelege mântuirea și nu vom putea predica cu adevărat până nu vom înțelege sabatul pe deplin. Și înțelegerea sabatului pe deplin nu se poate face decât în momentul în care îl experimentăm. Scara lui Petru spune așa, să uniți cu credința voastră fapta, cu fapta cunoștința. Nu vei putea să spui cuiva ceva despre Dumnezeu decât dacă îl cunoști. Nu îl vei putea cunoaște pe Dumnezeu decât dacă înainte l-ai experimentat. Nu îl vei putea experimenta pe Dumnezeu decât dacă l-ai crezut înainte. Deci, credință, experiment, cunoaștere. Și apoi mărturisire. Nu există altfel. În academiile noastre, în școlile noastre, noi învățăm lucrurile altfel. Noi învățăm că întâi cunoaștem din carte, teoretic, pe urmă, mergem la experiență. Dragii mei, în ceea ce privește Dumnezeu, lucrurile nu stau așa. Dumnezeu ne cheamă ca întâi să-L punem la încercare pe El, să știm despre ce este vorba. Și din experimentul acela se naște cunoașterea.
Cu alte cuvinte, relația noastră cu Dumnezeu este o relație de laborator. Nu este o relație de stai să vezi, realizez întâi o informație despre Dumnezeu cu creta pe tablă, fac niște schițe și pe urmă înțeleg ce este Dumnezeu și așa îl spun și altora prin faptul că pot să desenez și eu schița pe care am văzut-o înainte. Nu despre asta este vorba. Dumnezeu spune, veniți, veniți să ne întâlnim împreună. Cunoașterea de Dumnezeu este un fel de confruntare în care Dumnezeu se întâlnește cu mine și cu tine. Spune, veniți cu păcatele voastre, cât or fi de roșii, eu le voi face albe ca purpura. Voi curăța cu isop. Mă voi curăța cu sângele meu. Voi da la o parte tot ceea ce înseamnă mizeria vieții voastre. Îți voi da o haină nouă. Și după ce te vei întâlni cu mine și va avea loc dezbrăcarea și îmbrăcarea, după ce te vei întâlni cu mine și te vei vindeca, după aceea vei putea spune oricui despre Dumnezeu. Dacă nu s-au întâmplat lucrurile astea. Dacă n-ai fost în Duhul, să nu-ți imaginezi că vei cunoaște sabatul, ziua Domnului, odihna Domnului, desfătarea. Nu, niciodată. În ziua Domnului suntem chemați ca acum, câtă vreme este har, să experimentăm prezența Duhului Sfânt și să ne îndrăgostim de Dumnezeu și să vrem să rămânem cu El pentru ca să nu mai putem pleca niciodată de lângă El, dar niciodată. După ce evenimentul ăsta s-a întâmplat și m-am îndrăgostit de Dumnezeu și vreau veșnicia, după aceea va veni un moment care în Apocalips, capitolul 22, sună cam așa. Auziți, deci după ce am fost în Duhul, m-am îndrăgostit de El, după ce am rămas în Duhul Sfânt, după ce am devenit un om duhovnicesc, după aceea se aude următorul decret. Versetul 11. Cine este fără prihană, ultima parte, să trăiască mai departe fără prihană. Cine este sfânt, să se sfințească mai departe. Lucrurile cu care eu m-am obișnuit sub har vor rămâne totdeauna cu mine mai departe. Se produce un fenomen de fixare acum. Cine este sfânt rămâne sfânt, cine este nesfânt va rămâne nesfânt. Cum numim noi momentul acesta de fixare? Cum îl numim? Îl numim pecete sau pecetluire. Apocalips 7 este textul acela bine cunoscut. Versetul 3. Nu vă tămați pământul, nici marea, nici copacii. Ăsta e har. În timpul ăsta ai putut să vii la biserică, să cunoști cuvântul lui Dumnezeu, să stai în Duhul. Să petreci timp, nu doar cu Duhul Sfânt, ci în Duhul Sfânt. Până nu vom pune pecetea pe fruntea slujitorilor Dumnezeului nostru. Ce înseamnă pecete? Înseamnă că te-a pecetluit Dumnezeu și a scris pe tine că ești al Lui. Și de aici încolo e clar, ești al Lui. Până la pecetluire e credință, până la pecetluire e luptă, până la pecetluire este alegere. Pecetluirea este momentul în care ai ales pentru Dumnezeu atât de serios încât Dumnezeu te-a ales pentru El. Atât de serios este. Uitați-vă Apocalips 14:1. M-am uitat și iată că pe muntele și iată că mielul stătea pe muntele Sionului și împreună cu el stăteau 144.000 care aveau scris pe frunte numele său și numele tatălui său.
aveau scris pe frunte. Frații mei, este o imagine deosebit de frumoasă, pecetluirea. Nu că ai scris tu, nu că am scris eu, ci că altcineva a scris. Și cuvântul lui Dumnezeu ne spune că momentul acesta este momentul lui Dumnezeu. Dumnezeu a scris. Pecetluirea. Pecetluirea. Repet, ce se pecetluiește? E momentul să definim și un alt termen pe care îl folosim, timpul de probă. De unde vine ideea de timp de probă? Adam a avut un timp de probă în grădina Edenului. Adam, Eva. Timpul de probă trebuia să le asigure veșnicia. Dacă ar fi trecut cu bine testul, acela simplu, al unui pom oprit în mijlocul grădinii, atât. Dacă ar fi trecut cu bine testul, cuvântul lui Dumnezeu spune că intenția lui Dumnezeu ar fi fost ca ei să nu fie ispitiți la nesfârșit. În lumea lui Dumnezeu sunt date la o parte toate pricinile de potignire. Toate pricinile de potignire, inclusiv acest pom al cunoștinței binelui și răului. Dar trebuia să treacă testul. De la momentul creierii lor până la trecerea testului, Adam a trăit un timp de probă. El trebuia să arate de partea cui este. El trebuia să arate credincioșie, trebuia să arate libera alegere, el trebuia să demonstreze prin alegere ce caracter își formează pentru veșnicie. Un caracter al încrederii în Dumnezeu sau un caracter al neîncrederii. Din cauza asta, Satan a venit cu ideea oare, lovind în punctul credinței, pentru că acolo se forma caracterul lui Adam. Observați, Dumnezeu lucra cu Adam ca să-i dezvolte credința sau încrederea în el. Spre exemplu, Dumnezeu i-a spus lui Adam, știi cum am făcut eu creația? Și Adam spune, nu știu, că n-am fost acolo. Păi stai să-ți povestesc. Și Dumnezeu i-a povestit lucrurile mari ale lui, creațiunea. Dumnezeu i-a vorbit despre marele război din ceruri. Dumnezeu l-a avertizat că s-ar putea să fie ispitit. Dumnezeu i-a pus în față toate lucrurile în desfășurarea lor. El trebuia doar să le creadă. Când a venit Lucifer și a vorbit acolo prin șarpe, cu asta a început. Voi chiar îl credeți pe Dumnezeu? Hai să fim serioși. Nu îl credeți pe Dumnezeu. Testul. Un caracter format pe baza credinței în Dumnezeu. Același lucru mi se cere și mie astăzi. Să-mi formez un caracter pe baza încrederii mele în Iisus Hristos. Îmi spune Iisus Hristos un lucru. Hai să-L cred. Și în funcție de ceea ce mi-a spus El, să fac alegerile mele de fiecare zi. Îmi spune Dumnezeu că e mai bine să ascult de El, deoparte. Îmi spune lumea pomului răutății, a cunoștinței binelui și răului. Îmi spune lumea, nu e adevărat, aici este binele. Pe cine să cred? Pe cine să cred? Și aici credința te învață dacă vei crede o lume sau dacă îl crezi pe Iisus Hristos. Deci, timpul de probă era momentul în care Adam trebuia să-și construiască sau să-și clădească un caracter bazat pe credință și pe baza credinței acesteia să treacă testul. Și deși el a fost creat cu nemurire condiționată, adică dacă va asculta, va rămâne nemuritor, dacă nu va asculta, va pierde nemurirea, fiind creat în felul acesta, după testul acesta, dacă l-ar fi trecut, lui Adam i s-ar fi oferit nemurire. Evident,
nu ar fi devenit egalul lui Dumnezeu. Pomul vieții rămânea acolo. Dar existau mijloace ca prin Iisus Hristos, în care locuiește viața nederivată și neîmprumutată, Adam și Eva să primească viață. Cuvântul lui Dumnezeu spune că pomul vieții îl simboliza pe Domnul Iisus Hristos. Trebuia să mănânce din el, trebuia să stea aproape de el și veșnicia devenea Edenul sau Raiul sau frumusețea întruchipată, pentru că Adam îl iubea pe Iisus Hristos, îl iubea pe Dumnezeu. Prin credință această dragoste trebuia să se dezvolte. Prin credință veșnicia întreagă trebuia să-l aducă din ce în ce mai aproape de Dumnezeu. Prin credință el ar fi rămas cu Dumnezeu întotdeauna. El ar fi putut să răspundă ca și ucenicii: unde să mă duc? N-am unde să mă duc pe pământul acesta. Și dacă ar trebui să caut o altă direcție în care să găsesc rostul existenței mele, nu mă pot duce în direcția aceea. Nu mă pot duce. Timpul de probă pentru el. Timpul de probă pentru mine e plătit cu sânge. În mod normal, după ce Adam și-a pierdut examenul lui, neamul omenesc a căzut. El trebuia să intre direct sub stăpânirea lui Satan, absolută, și nimeni să nu se mai amestece în această robie în care am fi căzut. Prin crucea de la Calvar, prin moartea Domnului Iisus Hristos, lanțul robiei a fost rupt. Și eu am fost chemat la un al doilea timp de probă. Din cauza asta, dragii mei, întotdeauna comparați timpul de probă cu moartea Domnului Iisus Hristos. Numai așa timpul de probă își are eficiență. Știți ce înseamnă ca pentru a doua oară eu să spun nu iubirii, harului și mântuirii lui Iisus Hristos? Pentru a doua oară am spus nu odată în Eden, prin Adam, să spun încă o dată nu. După ce am gustat nenorocirea păcatului, durerea acestei vieți, în ciuda acestui fapt, în ciuda faptului că trăiesc o viață mizerabilă, un fel de carantină la nesfârșit, în ciuda acestui fapt, eu să nu-i spun lui Dumnezeu: vreau să fiu cu tine, tu care ai murit pentru mine? Comparați orice moment cu moartea Domnului Iisus Hristos. Astfel că timpul meu de probă are valori mult mai dramatice decât timpul de probă al lui Adam. Eu știu că al doilea timp de probă costă sângele lui Iisus Hristos. Când eu anulez prin păcat, prin neascultare, prin răzvrătire această nouă șansă, eu mă ridic împotriva jertfei Domnului Iisus Hristos. E un fel de păcat al lui Cain, dar probabil mult mai dramatic, mult mai rău. Timpul de probă, al doilea test. Dragii mei, pecetea pe care vrea Dumnezeu să o pună pe fruntea mea și pe fruntea ta este pecetea timpului de probă al doilea. Aici, față în față cu crucea Domnului Iisus Hristos, față în față cu harul său, față în față cu posibilitatea cerului, cu drama pământului, între viață și moarte, în timp ce în îngustimea mea oscilez și sunt tentat să aleg moartea, în timp ce Dumnezeu îmi pune la dispoziție viața, în condițiile astea, Dumnezeu de-abia așteaptă ca eu să fac alegerea bună. Am făcut alegerea bună la botez. Am intrat în legământ cu El. Am vrut să înțeleg viața lui Iisus Hristos. Urmează apoi oscilațiile. Stânga, dreapta. Îmi iau ochii de la Domnul Iisus Hristos, cad, apoi îmi pare rău, apoi revin și viața o duce tot așa. Întrebarea este: până când? Dragii mei, să nu mă ajungă
sfârșitul timpului meu de probă și eu să fiu încă nehotărât să nu mă ajungă. Că dacă sunt încă nehotărât, dacă încă mă joc între păcat și neprihănire, dacă încă nu sunt hotărât, dacă n-am ajuns să spun, Doamne, Te iubesc din inimă, n-am unde să mă duc în altă parte, în altă parte mor. Mai bine mor cu Tine decât să mor singur în altă parte. Mai bine orice, dar numai cu Tine. Dacă n-ajung aici, timpul de probă se încheie. Iar rezultatul timpului de probă este pecetluirea. Iar pecetluirea nu se va pune pe mâna, pe inima sau pe mintea unui om confuz sau nehotărât. Și se poate întâmpla că eu să fiu foarte sigur în ceea ce privește declarația mea, ca și Petru. Doamne, dacă toți se vor duce, eu nu Te voi vinde. Cu toate acestea, din punct de vedere practic, Petru l-a vândut pe Domnul Iisus Hristos. Vreau să vă spun că Petru nu putea să primească sigiliul lui Dumnezeu, nu putea să fie pecetluit în condiția aceea. Din cauza aceea, Domnul Iisus Hristos a vrut să-i arate că dincolo de mărturisirea cu buzele, există o altă realitate, realitatea trăită, și realitatea trăită e mai importantă decât orice. Astăzi, Dumnezeu face cu mine și cu tine același lucru. Dincolo de mărturisirea cu buzele, mă pune să trăiesc, mă pune să exist, mă pune să aleg în fiecare clipă între ispită și între neprihănire. Între lumea aceasta și lumea lui Dumnezeu, între Satan și Domnul Iisus Hristos, întotdeauna mă pune să aleg. Și s-ar putea întâmpla ca de pe buze alegerea să fie una, iar din punct de vedere practic să fie alta, ca și la Petru. Și din cauza aceasta Dumnezeu îngăduie să fiu trecut prin încercări mereu și mereu, ca să văd unde sunt, să văd ce pecete voi primi. Să-mi dau seama și să știu în fiecare moment unde sunt. Voi primi pecetea celui rău din Apocalips 14, care vorbește despre 13, iertați-mă, despre semnul fiarei. Și 14 vorbește despre același lucru. Semnul fiarei sau semnul lui Dumnezeu? Cum e? Uneori avem impresia că dacă ținem sabatul într-un fel oarecare și nu mai muncesc și fac sacrificii pentru asta, sabatul este semn. Dragii mei, nu. Sabatul nu devine semn decât în momentul în care îl are pe Hristos acolo și în momentul în care păzirea sabatului se transformă în ceea ce spune în Apocalips capitolul 1 cu 10. În ziua Domnului eram în Duhul. Ăsta e semnul. Sabatul împreună cu Hristos, sabatul împreună cu Duhul Sfânt, sabatul trăit în atmosfera aceea de dragoste, bucurie, pace, îndelungă răbdare, sabatul trăit în cer. Ăsta este sigiliul. Ăsta este pecetea. Deci, în momentul în care timpul de probă se încheie, urmează pecetluirea. Și pecetluirea nu poate să aibă loc decât asupra unei vieți trăite. Dumnezeu pecetluiește o realitate deja existentă. Că de-aia textul spune, cine este drept să rămână mai departe drept. Cine este neprihănit să rămână mai departe neprihănit. Cine este sfânt să rămână mai departe sfânt. Nu vă opriți la gândul că și dacă vom fi așa mai jumătate de măsură, cumva Dumnezeu ne va ajuta ca peste noapte să ne schimbăm viața. Nu. Dumnezeu ne ajută să ne schimbăm viața acum, sub har, nu sub pecete. Pecetea stabilizează, fixează ceea ce Dumnezeu a făcut să fie minunea pocăinței și a schimbării în viața ta și viața mea. Există această minune. Poate să fie pecetluită? Poate?
Apoi mi se spune că după momentul acesta al pecetluirii, cei ce sunt al lui Dumnezeu se vor sfinți mai departe, cei ce nu sunt ai lui Dumnezeu vor păcătui mai departe, pentru că ei sunt sub semnul fiarei, al icoanei ei. Și fiara va obliga lumea aceasta la o decădere, la o decadență fantastică. Oamenii vor fi obligați să păcătuiască. Ăsta este semnul fiarei. Păcatul la care toți oamenii vor fi obligați. Călcarea legii lui Dumnezeu la care toți oamenii vor fi obligați. Poate că mă întrebați, de ce pui legea lui Dumnezeu aici? Păi, dragii mei, cu Anticrist cum rămâne? Pentru că Anticrist este omul fără de legii. Și dacă vorbim despre acțiunea lui Anticrist în final, vom vorbi despre acțiunea omului fără de legii în final. Iar acțiunea omului fără de legii este fără de lege, adică păcatul. Iar fiara nu face altceva decât expune și impune acolo fără de legea. Ca lege de viață sau lege de existență. În timp ce de partea cealaltă Dumnezeu spune cine este sfânt să se sfințească mai departe. Cine a obținut biruința asupra păcatului să biruiască mai departe. Și veți vedea biruitorii în toată cartea Scripturii. Luați, vă rog, primele capitole din Apocalips și veți vedea, spre exemplu, biruitorii lui Dumnezeu din toate timpurile. Deci, pecetluirea încheie timpul de probă. Există o anume întrebare care se pune mereu și mereu în rândurile credincioșilor. Dacă se încheie timpul de probă, ce înseamnă treaba asta? Bun, mă duc repede în Apocalips, capitolul 15, cu versetul 8, și din punct de vedere al teologiei și al lecției sanctuarului, auziți, templul s-a umplut de fum din slava lui Dumnezeu și a puterii lui și nimeni nu mai putea să intre în templu până se vor sfârși cele șapte orgii a celor șapte îngeri. Cu alte cuvinte, templul își încetează activitatea. Templul devine locul prezenței lui Dumnezeu, al judecății lui Dumnezeu. În momentul acesta, păcatele care au fost până acum puse asupra perdelei și asupra templului sunt date afară. Și sanctuarul și templul devine locul prezenței, slavei și a sfințeniei lui Dumnezeu. Dintr-o dată Dumnezeu este sfințit în locul în care până acum se făcuse mijlocirea și judecata. Și Dumnezeu este sfințit. Și în timp ce Dumnezeu este proslăvit și sfințit, poporul său de pe pământ se sfințește mai departe. Cu alte cuvinte, Dumnezeu nu mai trebuie să ierte pe un popor care este sigilat. Și care este sigilat datorită faptului că el a învățat să biruiască păcatul. Poporul acesta care a învățat să biruiască păcatul și a primit sigilul lui Dumnezeu este una cu sanctuarul ceresc. Acolo se manifestă slava deplină a lui Dumnezeu și slava deplină a lui Dumnezeu se manifestă și în poporul său de pe pământul acesta, care este sigilat, evident, după sigilar. Unii au fost îngroziți și au zis, după sigilare înseamnă că Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos, ne părăsește, ne lasă de izbeliște. Dacă nu mai mijlocește El pentru păcatele noastre, atunci cine mai mijlocește? Și, dragii mei, răspunsul este acesta, care l-am dat deja. Păi nu mai este vorba de păcate după momentul acesta. Dacă cineva se gândește că va mai păcătui după momentul acesta, înseamnă că nu înțelege ce înseamnă dedicarea. Alegerea lui Dumnezeu și pecetluirea. Pentru că după momentul pecetluirii, Dumnezeu pecetluiește decizia mea și hotărârea mea de a nu mai supune voința mea păcatului nici dacă cineva m-ar trimite la moarte. Și atunci, prin pecetluire, Iisus Hristos și-a terminat lucrarea. Faptul că sanctuarul este doar martorul slavei lui Dumnezeu, arată pur și simplu că slava lui Dumnezeu s-a instalat și în cer și pe pământ. Vom fi singuri? Repet concluzia cu care am început. În timpul acesta,
Poporul lui Dumnezeu va trebui să păzească sabatul ca semn. Și atunci, câtă vreme va fi sabatul, nimeni care va păzi sabatul nu va fi fără Duhul Sfânt. Toți aceia care vor fi sigilați cu sigilul lui Dumnezeu și vor primi sabatul ca semn, în fiecare moment al sabatului vor fi în Duhul Sfânt. Iar Duhul Sfânt, prezența Duhului Sfânt, va fi mărturia faptului că viața lor în întregime, ca oameni sigilați, se desfășoară în felul acesta. Ca oameni sigilați. Dragii mei, sabatul ca pecete este semnul de identificare prin care Dumnezeu vrea ca poporul său să se vadă de departe. Este doar o problemă de vizibilitate. Sabatul ca întâlnire cu Dumnezeu, sabatul ca prezența a Duhului Sfânt, fără ca Duhul Sfânt să mai plece vreodată, este pecetea. Este pecetea. Astăzi, noi experimentăm în viața noastră posibilitatea pecetuirii. Credeți că se poate? Credeți că se poate? Luați un sabat și vedeți cu cine v-ați întâlnit. Analizați odihna pe care ați avut-o în sabat și vedeți de unde a venit. Uitați-vă puțin când s-a întâlnit Iisus Hristos cu dumneavoastră. Uitați-vă dacă vi-a vindecat vreun păcat. Nu există nici o situație în care Domnul Iisus Hristos să se fi întâlnit vreodată cu vreun bolnav și să nu-l vindece dacă bolnavul acela avea credință și dorea lucrul acesta. Dacă în sabat, când eu mă întâlnesc cu Domnul Iisus Hristos, nu sunt vindecat, înseamnă că probabil o variantă. Ori nu sunt bolnav și Mântuitorul nu mai are ce vindeca la mine. Dar aduceți-vă aminte textul care spune că Mântuitorul a venit pentru bolnavi și nu pentru cei sănătoși. Și s-ar putea întâmpla ca din cauza asta sabatul să n-aibă ceva să-mi vorbească. Sau sunt bolnav, dragii mei, și vin cu bolile mele, cu necazul meu, vin la Domnul Iisus Hristos. Și aici sunt din nou două drumuri. Ori Mântuitorul va vedea credința mea și voi striga la El, Doamne, ai milă de mine. Și fiecare sabat este un moment de vindecare și de desfătare și de sărbătoare. Sărbătorim vindecarea. Sau voi veni, mă voi atinge de El și nu se va întâmpla nimic. Și va fi cea mai teribilă înșelare. Peste înșelarea aceasta nu poate să fie sigilul lui Dumnezeu. Se va așeza doar sigilul celălalt. Doar sigilul celălalt. Aș vrea să vă amintesc Ioan 5:17. Domnul Iisus Hristos s-a întâlnit cu slăbănogul de 38 de ani și spune: Tatăl meu lucrează și cum lucrează Tatăl meu, lucrez și eu. Și l-a vindecat pe slăbănogul de 38 de ani în cadrul pecetluirii sau în cadrul semnului, adică în cadrul sabatului. Marcu 2:28. Ucenicii săi sunt flămânzi și Domnul Iisus Hristos trece cu ei printr-un lan de grâu și aceștia se hrănesc pentru că le era foame. Și Mântuitorul spune, sabatul a fost făcut pentru om. Sabatul a fost făcut pentru om. Pentru ce?
pentru ca omul în ziua sabatului să fie în Duhul, în acel laborator al refacerii. Și apoi zice, Fiul omului este Domn al sabatului. Pentru că atunci când citesc eu Apocalipsul 1 cu 10, în care Ioan spune în ziua Domnului eram în Duhul, să știm, să știu că e vorba de sabatul creațiunii și al răscumpărării și că este vorba de același semn care nu s-a schimbat niciodată de la început din Geneza până în Apocalips. Tot cu ocazia aceasta, Domnul Iisus Hristos spune că în sabat trebuie să înțelegem caracterul lui Dumnezeu. Amintind în Matei 12 cu 7, dacă ați fi știut ce înseamnă milă, voiesc și nu jertfe. Ăsta este caracterul lui Dumnezeu. Și caracterul lui Dumnezeu, milă, voiesc și nu jertfă, trebuie să fie experimentat în cadrul acestei întâlniri de sabat cu Domnul Iisus Hristos. În Matei 12, 9 la 13, omul cu mâna uscată, îl face pe Domnul Iisus Hristos să spună celor de acolo, faceți bine în sabat, că în felul acesta îl veți înțelege mai bine pe Tatăl meu, care El face bine în sabat. În Luca 13 cu 16, femeia gârbovă, Mântuitorul explică, ea trebuia să fie dezlegată de robia ei în ziua sabatului. Înțelegem de ce sabatul devine astfel un semn. Un semn al dezlegării, al eliberării, al vindecării. Semnul cel mai frumos al faptului că m-am întâlnit cu Domnul meu care mă eliberează. Să ne ferească Dumnezeu să sărbătorim sabate și noi să rămânem mai departe robi și nevindecați. Să ne ferească Dumnezeu să sărbătorim sabate astfel încât să nu se întâmple nimic în viața ta și în viața mea decât somn și mâncare bună și eventual să ascultăm câte o filozofie puternică de la un anvon creștin. Să ne ferească Dumnezeu de lucrurile acestea, pentru că atunci sabatul nu este semn sub nicio formă. Sabatul este doar o instituție moartă care ne va conduce pe noi înșine la moarte. Să ne ajute Bunul Dumnezeu ca în sabat să se întâmple exact celelalte lucruri. Sabatul să fie o zi de odihnă cu Dumnezeu, în care noi să intrăm în odihna Lui și odihna Lui, adică odihna celui ce lucrează, nu celui care stă, odihna celui ce lucrează să vină și în sufletul nostru și Dumnezeu să lucreze în viața noastră cum și noi să lucrăm în viața altora prin cuvântul lui Dumnezeu, prin sfințenia Lui și prin binecuvântarea Lui. Nu vă fie teamă, Dumnezeu își va păstra poporul sfânt, dacă poporul dorește, până la capăt. Nu-i va părăsi niciodată, câtă vreme sabatul va fi semnul lor de întâlnire cu Dumnezeu. Sabatul va aduce aminte că poporul său va avea și va beneficia de prezența Duhului Sfânt tot timpul. Câtă vreme va fi sabatul în viața noastră, Duhul Sfânt nu va pleca de la oamenii care se întâlnesc cu Dumnezeu în ziua Domnului. Astfel încât, în ziua Domnului, poporul său să rămână în Duhul Sfânt. Amin. Tatăl nostru, încheiem momentele acestea de căutare de Tine, prin dorința ca să rămânem cu Tine, nu numai în sabatul acesta, ci și în zilele de săptămână care vor veni și în toată viața noastră. Vrem cu toată inima. De aceea te rugăm să pecetluiești această dorință în viața noastră și să poți lucra și clădi pe ea un caracter sfânt, bazat pe credință, în care tu să pui neprihănirea și sfințirea ta. În numele Domnului Iisus te-am rugat. Amin. Mergeți în